Iată echipa lui Dinamo cu Bălgrădean în poartă. Fundași sunt Lukin, Moți, Grigore și Zie Diabate. Mijlocași Rus, Cone, Cătălin Munteanu și Liviu Ganea. În atac Ionel Zonciulescu și Marius Nicolae. Este echipa standard a lui Ciobotariu. Nu se putea altfel pentru că Ciobotariu riscă în această seară foarte mult. Dacă din păcate pentru el, cei de pe fază ofensivă nu i-au dat foarte multe satisfacții în acest sezon. Centrarea lui Liviu Ganea pentru Dănciulescu, minge deviată, mingea Gela Rus acum, Rus în care Rus centrează în fața porții, Nicolae, bară, Dănciulescu, gol! Ce fază ciudată, Dănciulescu reușește să marcheze. Un biliard în careul Petrolului, n-au reușit să respingă fundașii Petrolului, au avut de 2-3 ori șansa să o facă. Și iată până la urmă pică primul gol al lui Dinamo. Dănciulescu reușește să marcheze după un sfert de oră. Dinamo deschide scorul în Ștefan cel Mare în fața Petrolului. Este 1-0. Dănciulescu aproape să mai bată un record. Are deja 36 de goluri cu acestea marcate în cupă. Recordul este deținut de un fost elist, Voinea, 40 de goluri. Încă 4 le poate da dacă o duce pe Dinamo până în finala cupei. Ce nebunie a fost în careul Petrolului. 5 oameni se uită la Nicolae și Dănciulescu, niciunul nu reușește să împingă mingea în afara terenului măcar. Până la urmă, iată, Dănciulescu reușește să deschidă scorul după această bară a lui Nicolae. Bun. Marius Nicolae lăsat singur. Distanța este apreciabilă. I-a zguduit de 30 de metri. I-a zguduit și bara lui Tătărușanu de acolo. O minge bătută, o lovitură liberă bătută superb de Nicolae. Respinge însă Bornescu. Cătălin Munteanu cu recuperarea. Nicolae, Dănciulescu, din nou Cătălin Munteanu, care vede din nou foarte bine jocul cu o deschidere pentru Rus. Preluarea Rus este greșită, însă acum pasează Rus pentru Cone, în care Cone și extraordinară parada lui Bornescu. Fantastic, a reușit să scoată Bornescu această minge. Nu este un finalizator Giacarigia Cone. Meseria lui este să oprească atacurile. De această dată a cred fost, că a fost însă... și offside. Cred că a fost și offside la această fază. Bornescu fază, să vedem contraatacul lui Dinamo. Copasă pentru Liviu Ganea. Preluare foarte bună lui Liviu Ganea, singur cu portarul. Liviu Ganea, Liviu Ganea. Din nou Bornescu. Ce port. Au cam terminat benzina. S-a văzut și meciul cu Steaua. Melinte, preluare slabă a lui Melinte. Continuă însă Melinte, cel mai bine plătit jucător de la Petrol. Și acum Comaze. După această fază Vali Negru câștigă prin planul și din punctul meu de vedere se prăbușește. Iată aici există un contact între cei doi și cred că de aceea este cel care va executa lovitura de la 11 metri în debutul reprizei de secunde. Borza, gol! Ce execuția lui Borza, direct în vincul, este 1-1, iar peluza ploieșteană. Lipsiți de idei dinamoviștii în aceste momente, Cătălin Munteanu a fost blocat și iată o nouă recuperare pentru Petrolul, dar Marius Nicolae câștigă prin planul și obține lovitura liberă. Cu mâinile în cap, Vivi Răchită, însă de această dată nu are dreptate. Intrare asupra lui Nicolae întârziată și acum mice pentru Dănciulescu, Liviu Ganea! S-a executat repede, petroliștii sunt foarte, foarte nervoși și Liviu Ganea readuce Dinamo în avantaj. Au condus cei de la Petrolul doar 8 minute în Ștefan cel Mare, au egalat de fapt pe Ștefan cel Mare doar 8 minute. Derutați de o schimbare, fotbaliștii de la Petrolul au crezut că va intra pe teren Georgian Păun, care aștepta la margine, tocmai de aceea s-a oprit, surprinși total de această lovitură liberă bătută foarte repede de Dinamo. Nu mai avea cum să rateze Liviu Ganea după ce în situație de 1-1 cu Bornescu a ratat ceva mai devreme. Cătălin Munteanu, iată, mingea nu este oprită, exact ce cereau petroliștii. Am văzut pe unul dintre jucătorii Petrolului în genunchi în fața arbitrului, încercând să-l convingă că mingea nu a fost oprită de Cătălin Munteanu. Acesta a executat rapid în propriul careu pentru această lovitură de colț. Suntem în finalul meciului, încă 5 minute plus prelungire. O centrare pentru Roman! Minge scoasă de la bară de Cătălin Munteanu. Gajarea lui Bălgrădean, Nicolae este depășit de Sipovici. Buleică, Nicolae, din nou Nicolae, așteaptă Dănciulescu această pasă. Dănciulescu!
pe lângă poartă. Ce uriașă ratare a lui Ionel Dănciulescu,